Am avut reviste cu paiete, am avut reviste cu vedete, am avut revistă psihologică, azi avem revistă zoologică. Asta e, revistă cu insecte, cu păsări, cu animale. Astea nu mai lucrează la minister, nu există secretar literar, nu contabilitate, o plăcere. Zi și făcut. M-am uitat prin grădina zoologică, deodată văd un cărăbuș. Cărăbuș! Ăsta-i bun de revistă. Dumneata, să faci prologul. De revistă eu sunt mai legat. Cărăbușul, cărăbușul, chiar de nase m-a înstărcinat. Firma noastră să fii tu, nu spune nu, toată lumea o înveselea. Cărăbușul, cărăbușul, cu un sketch, cu un balet, cine-a costică cu un cuplet. Cărăbușul inima a rămas. Cărăbușul în ser frumoase cu un cuplet al Atanase. Simbolic, îmi pare bine că vă mai gândiți la mine. Fiindcă așa e tabietul, cărăbușul și cupletul. În cuplet știi oricine că îi vorbești pe toți de bine, vorba vine. Dacă ai o gestiune, vinzi cartofi, mărar sau prune, cașcaval, ciuperci, plăcinte, vinde, mai dă înainte. Vinde tot, că așa e bine. Subtejdea nu le mai ține. Nu mai ține pentru frați, pentru soră și cumnați, nici o prună pentru tine. Vorba vine. Georgică umflă lădița și du-o cu anamița că ține. Am citit că s-a aranjat. Bacșișul s-a terminat. Ieri am fost la frizerie și să vezi mare drăcie. Când să-i dau un plus ceva, zice el, nu mă ofensa, branșa este insultată, eu te dau în judecată că bacșișul aici nu ține. Vorba vine. Și uite așa, bre, n-am scăpat până dublu nu i-am dat. Obicei ca în vechi marine, dar mai ține. Uite, a început și plaja. Unde-i plaja, e și vraja. Fete tinere, frumoase și sportive, grațioase, mini short, mini fustica, dar îți spune nevestica, nu suci gâtul marine, va, eu mă uit numai la tine, vorba vine. Mi-a spus unul, fă-ma tale o revistă cu animale. Mai lasă oamenii în pace. Foarte bine, asta îmi place. Nu vorbesc chiar de contabil, de casier, de responsabil. Azi vorbesc despre maimuțe, despre lei sau pisicuțe. Și nu-i vorba despre tine. Vorba vine. Mă rog, despre tot ce vrei. Despre cai, despre căței. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt cu recensământul copiilor mici. Mici n-avem. A, vă rog să mă iertați de deranj. Să încerc vis-a-vis. Mă rog. Imediat, imediat! Zina. Dumneavoastră ce doriți? Eu sunt cu recensământul. Îi trec pe cei mititei la catastif. Dumneavoastră aveți? Am. E, bravo! Câți? Unul. Câți ani are? 4. Să vă trăiască, îl dați la grădiniță. Dar ce, există grădinițe pentru ei? Sigur. Nu-l dau la grădiniță că mi-l mușcă alții. Cum? Pe cine v-a spus așa ceva? Nu, nu, eu am grijă de el. Să vă spun o intimitate? Eu singură îi caut copacul. Ei, de ce? Să urcă în copac? Nu, și când îi spun eu pe cine iubește copilașul mami și răspunde, hau, hau! Ce-a făcut? Hau, hau? Așa vorbește el? Hau, hau? A, vă jucați? Așa! Bă, și cum îl cheamă? Pichi! Pichi, și mai cum? Numele de familie. Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Babulescu! Atunci să trec în registru. Pichi Babulescu, născut București, unde? Pe Vital, la sora mea în curte. Cum? În curte? De fapt, el e răsfățatul surmii. Nu e al dumneavoastră. Acum e al meu. Mă rog, și alt copil mai aveți? Ce copil? Afară de Pichi, mai aveți vreun copil? Păi Pichi nu e copil, e cățel. Cățel. Cățel? Dar ce v-ați închipuit? Pichi, pichișorul mămichii. Halal de mămica lui. Marto!